Bărbatul de 47 de ani a fost găsit întins pe pat în stare de conștiință. El a spus oamenilor legii că a ingerat mai multe pastile și medicamente sub formă lichidă. Polițiștii secției de poliție numărul 8, roata de jos, au fost sesizați prin Serviciul Național pentru Apeluri de Urgență 112 de o femeie din comuna Mârșea, județul Giurgiu, că fiul său a ingerat medicamente. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat un bărbat de 47 de ani în comuna Mârșea, județul Giurgiu, care se afla întins pe un pat și a declarat că a ingerat mai multe medicamente. S-a luat măsura transportării bărbatului la un spital din București pentru acordarea de îngrijiri medicale. Totul s-ar fi întâmplat după ce omul ar fi fost părăsit de concubina și fiica lor în vârstă de 14 ani. Incidentul a avut loc la sfârșitul acestei săptămâni în jurul orei 22. Mama bărbatului a fost cea care a alertat imediat autoritățile. Din nefericire, acesta nu este singurul caz în ultima săptămână la Giurgiu. În urmă cu doar câteva zile, o bătrână dintr-o localitate giurgiuveană a încercat și ea să-și încheie socotelile cu viața după ce a băut sodă caustică. Aceasta din urmă a fost salvată la timp de medicii alertați de băiatul femeii.